Dar, de la început, aș vrea să vă rog să păstrăm un minut de reculegere în memoria celor căzuți, în memoria jertfelor din Croatie, partea de est. Dragi prieteni, comunitate, suntem o familie și am venit la părintele spiritual. Eminescu, după cum a spus și poetul Elie Zenga, scriitorul român în cenoze, este tot cele mai scurt. Pentru că el mi-a mângâiat sufletul țăranilor noștri deportați în Siberie, el ne-a unit și ne-a ținut după aceea să ne ducem la catedrală, unde va avea loc un moment deosebit. Ce mă-ți-a pulat în cinturile, Eminescu mine să te adune. Doamne, facem pentru veșnicie, lângă neamul meu păzit de drag. Și unde vor avea loc mai știu câteva momente. Atențiune, zâmbim! Știi, și respectă.